Slăvit să fie Domnul! Rămânem sub ungerea Lui, sub dragostea Lui, sub binecuvântarea Lui, pentru că în această seară am fost provocați să rămânem în har și pace. Ai simțit harul? Ai simțit pacea Lui? Fratele Dorin din Spania ne spunea har și pace. Apostolul Pavel își începea epistolele lui Pauline, har și pace. În această seară, pe această cale online, vreau să vă aduc har și pace din partea fratelui Gaetano Amato, care este la Spania, care este la evangelizare. Am schimbat câteva vorbe cu el și spunea: du har și pace, salută-i din partea mea, binecuvântat să fie Domnul. Dacă acești frați salutau cu har și pace, dați-mi voie să continuăm în aceeași atmosferă, să vă permite timp să vă salut și eu cu har și pace, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, haideți împreună să rămânem sub harul lui Dumnezeu, cu pacea în inimă, să citim, să urmărim și să ascultăm, așa cum găsim cuvântul scris în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17 până la versetul 22 inclusiv. Repet, pentru cei care doriți să mă urmăriți, dăm ascultare Dumnezeescului cuvânt, Marcu 10, cu versetul 17 în jos. Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile? Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat intă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru, du-te de vinde tot ce ai de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Ultimul verset, mâhnit de aceste cuvinte: Omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la părtășie, la jertfă, la binecuvântare, aici unde Domnul este aici, slăvit să fie numele Domnului. Evanghelistul Marcu nu face altceva decât să vină în această seară înaintea noastră cu acest tablou minunat. Un tablou pe care îl descrie, așa cum l-ați auzit în auzul urechilor, un tablou minunat în care ar dori să desprindem câteva gânduri, patru la număr, pe marginea lui și zic: Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne călăuzească. Așa cum ați auzit în versetul 17, omul acesta punea o întrebare în ultima parte a versetului 17, partea a doua. Bunule învățător, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Titlul pentru noi în această seară este: ce căutăm? Ce căutăm aici? Ce căutăm în fiecare zi? Ce căutăm? Spunea fratele Dorin din Spania despre o căutare, despre har, despre pace, despre binecuvântare. Întrebarea pentru noi în această seară este: ce căutăm? Căutăm bucurie? Căutăm iubire? Îl căutăm pe Iisus? Sau căutăm să plecăm întristat? Se încheie versetul 22 care spune ultima parte: mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății. Cum vom pleca în această seară? O provocare pentru grupul Domnul este aici. O provocare pentru cei de aproape, pentru cei de departe, în care Dumnezeu vrea să ne sensibilizeze, Dumnezeu vrea să ne schimbe. Dumnezeu vrea să ne vorbească, Dumnezeu vrea să ne atingă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al iubirii, slăvit să fie numele Domnului. Scriptura vorbește în această seară în Evanghelia după Marcu despre un om, versetul 17. El, un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat. Celelalte evanghelii, pentru că ele sunt patru la număr, cele trei în afară de Evanghelia lui Ioan sunt evanghelii sinoptice, evanghelii care se aseamănă, evanghelii care merg în paralel din prisma fiecărui autor. Dar în această seară vedem în Evanghelia după Marcu că ne vorbește despre un om.
În alte evanghelii ne vorbește Scriptura despre un tânăr. Și aici, în această seară, la în grupul Domnului este aici, sunt și tineri și mai puțin tineri, pe care zic Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Ne vorbește frumosul cuvânt și spune că era un tânăr. Să fii tânăr și să n-ai bucurie? Ce căutăm în această seară? Căutăm bucurie? Era tânăr și omul acesta căuta ceva. Oamenii caută ceva. Dumnezeu când a creat omul a lăsat un gol în inima lui și golul acela nu poate să-l umple nimeni decât iubirea, decât Hristos, decât Mântuitorul, decât Dumnezeu. Oamenii caută ceva. Omul acesta căuta viața veșnică. Era tânăr, spune altă evanghelie. Un alt gând, tot pe marginea acestui tablou, în Evanghelia după Marcu, observăm că omul acesta era bogat. Să fii bogat în zilele noastre și să nu fii mulțumitor? Să fii bogat în zilele noastre și totul să n-ai bucurie, să-ți lipsească bucuria? Pentru că Iisus Hristos este sursa bucuriei, slăvit să fie numele Domnului. Spune Talmitul într-un context cât despre mine fericire este să mă apropii, să mă lipesc de Domnul. Și zic, Doamne ajută-ne să ne lipim de Tine în această seară. Vrem să simțim bucuria cum am simțit-o în cântare, cum am simțit-o în poezie, cum am simțit-o în rugăciune, pentru că Psalmistul în Psalmul 100 care s-a citit ca provocare, ca îndemn la rugăciune, era trei acțiuni acolo, să strici de bucurie către Domnul, să vii cu, înaintea Domnului cu veselie, adică cu bucurie. Asta înseamnă atunci când te atinge bucurie, atunci când te atinge Hristos, nu poți să pleci din prezența Lui întristat. Și cum plecăm? Plecăm plin de bucurie, slăvit să fie numele Domnului. Psalmul 100 mi-a plăcut așa de mult introducerea la textul din seara zilei de astăzi în care ne provoca la acțiune. Și tânărul acesta bogat, vedem că nu stă nepăsător față de mântuire. Umblă, caută, aleargă și rămâne în prezența Mântuitorului. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2, în Psalmul 100. Așa de frumos, slujiți Domnului cum? Cu bucurie. Orice lucrare care este făcută trebuie să fie făcută ca pentru Dumnezeu. Orice lucrare care trebuie făcută trebuie să fie cum? Cu bucurie. Și zic Dumnezeu să ne binecuvinteze. Văd familii, văd frați-surori care stau împreună online în fața camerei. Asta înseamnă bucurie. Să stea soția lângă tine, să stea copiii lângă tine, să-i vezi cu ochii aceștia de carne, să-ți vezi copiii copiilor tăi, asta înseamnă bucurie, slăvit să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care dorește ca noi să avem bucurie și să o avem din belșug. Un Hristos care a făcut o zi minunată. Și știți ce a făcut Dumnezeu cu această zi minunată? Ne-a dat o nouă, aleluia! Ne-a dat o nouă ca să fim plini de bucurie. Ne-a dat o nouă ca să rămânem cu inima deschisă la izvor. În grupul Domnul este aici. Ne-a dat o nouă ca să ne rugăm oricât de ori, ori de câte ori când cineva recită, când cineva cântă, când cineva vorbește, să ne rugăm ca Domnul să dea bucurie, ca Domnul să dea cuvinte, ca Dumnezeu să pună cuvinte în gura Lui. Spunea Pavel, ori de câte ori îmi deschid gura, rugați-vă pentru mine. De ce să ne rugăm, frate Gelu? De ce să ne rugăm, frate Nelu? Frate Pavele? Ca să mi se dea cuvânt slăvit să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu ne folosește ca pe niște vase. Dumnezeu se folosește și Pavel a fost un vas ales, binecuvântat, pus deoparte și l-a trimis la Anania și cunoașteți contextul. Atunci acolo Dumnezeu ne folosește ca să toarne, să inunde, să binecuvinteze bucurie, slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă mai departe din tabloul acesta, vedem că omul acesta, în primul rând era tânăr, în al doilea rând omul acesta, spune Scriptura că era bogat. Și sunt convins că în seara zilei de astăzi sunt oameni aici bogați și mai puțin bogați. Vreau să vă spun, îmi vine minte Iov care diavolul a crezut că i-a luat totul, dar Iov mai avea ceva. Iov era cel mai bogat, pentru că l-avea pe Dumnezeu slăvit să fie numele Domnului. În această seară vreau să te încurajez, ești cel mai bogat. Ce ar folosi un om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul?
Sufletul nostru are valoare. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu bogat. A Lui este pământul, a Lui este cerul și tot ce locuiește pe El. Avem cel mai bogat Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Singurul, și vom vedea în textul nostru, în tabloul nostru mai jos, când îl scoate în evidență pe Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, și atribuie atributul de bunătate în versetul 18. Dar până atunci vreau să privim la versetul 17. Omul acesta, ca să cunoaștem contextul și să-l înțelegem, era tânăr. Omul acesta era bogat. Omul acesta a alergat la Iisus. În această seară, nu știu cum ai intrat online, te-ai grăbit, ai intrat din timp, ai intrat mai repede, ai intrat mai târziu. Dar omul acesta a alergat la Iisus. Pentru că atunci când când auzi de Iisus, atunci fugi spre Iisus, atunci alergi la Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Femeia cu scurgere de 12 ani, o femeie leptără, o femeie care a cheltuit tot, o femeie fără speranță, o femeie auzit de Iisus Hristos și s-a atins de El, o femeie care nu mai avea nimic, dar în schimb această femeie avea credință, doar să mă ating de El. În această seară te provoc la credință, să te atingi de Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Omul acesta, nu numai că alerga la Iisus, uitați ce spune Scriptura în tabloul acesta prezentat de Marcu, s-a închinat. Asta înseamnă să te proșterni, asta înseamnă să-i recunoști autoritatea. Versetul 17 spune Scriptura că s-a îngenunchiat înaintea Lui, slăvit să fie numele Domnului. Asta înseamnă să-L recunoști pe El ca Domn, Stăpân și Mântuitor. Saul, pe drumul Damascului, a capitulat și a spus, cine ești Tu, Doamne? Toma a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Domn înseamnă în traducere stăpân, stăpânul nostru, stăpânul tuturor lucrurilor, slăvit să fie Domnul. Și vedem atitudinea tânărului, vedem atitudinea acestui om bogat care aleargă la Iisus, îi se închină lui Iisus. Și uitați mai departe, versetul 17 ne vorbește că i-a recunoscut pedagogia. În această seară, haideți cu toții împreună să-i recunoaștem pedagogia. Spune Scriptura. În Evanghelia după Ioan, capitolul 3, ne vorbește acolo despre Nicodim, în care vine la Domnul Iisus Hristos și recunoaște, știu că ești un învățător venit de sus. El spunea în alt context, mă numit învățătorul și bine ziceți că sunt. Și în această seară nici nu vrem să învățăm de la altcineva decât de la El, binecuvântat să fie numele Lui. Cel mai bun pedagog din istoria tuturor timpurilor, spune Scriptura, bunul învățător. I-a recunoscut pedagogia și zic, Doamne, învață-ne în această seară. Învață-ne, Doamne, ca să simțim bucuria, să vedem bucuria, să trăim bucuria, pentru că Tu însuși ne-ai chemat la bucurie, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și uitați-vă, în versetul 17, ultima parte a versetului 17 vorbește despre întrebare. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Omul acesta aleargă, este tânăr, îi recunoaște pedagogia, îngenunchează și pune o întrebare. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Un om care s-a născut cu lipsuri, un om care s-a născut cu goluri, un om care a dorit mai mult. În această seară nu știu cât dorești. În această seară nu știu de ce ai intrat pe grupul Domnului, este aici, dar întrebarea este ce cauți în această seară? Cauți bucuria? Să-ți umple golul din inimă? Sau cauți și vei pleca întristat? Atitudinea aparține fiecăruia. Alegerea aparține fiecăruia. Cum vom pleca din prezența Domnului Iisus Hristos? Și El spune așa, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Pentru că viața se împarte în trei. Există viața biologică, viața finită, viața limitată, o viață cât un lat de mână, o viață, spune Scriptura, ca o umbră, ca un vis, că trece foarte repede. Există în viața aceasta, Dumnezeu a creat contextul și există viața spirituală, o viață de pocăință, o viață ca în seara zilei de astăzi în care noi să ne apropiem de Dumnezeu mai mult,
O viață în care noi să înțelegem harul și dragostea lui Dumnezeu. Dar dincolo de viața aceasta, de viața biologică, de viața spirituală, mai există o viață, viața veșnică. Și omul acesta a auzit de viața veșnică. Viața veșnică era în prezența lui, era înaintea lui, era în fața lui. Și îl întreabă, ce să fac? Ce să fac să moștenesc viața veșnică? În această seară vreau să ne oprim la patru gânduri. Picuim din textul acesta patru gânduri care sunt valabile pentru noi și au fost valabile pentru tânărul bogat atunci acolo. Și primul gând care îl desprindem din tabloul acesta, uitați-vă împreună cu mine la versetul 18. Pentru ce mă numești bun, i-a zis Iisus? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. În primul rând, primul gând care îl desprindem pentru noi în această seară ca bisericuță este Iisus și atributul transmisibil al lui Dumnezeu. Adică Iisus și bunătatea lui Dumnezeu. Uitați ce frumos vine Domnul Iisus Hristos și prezintă bunătatea. De ce suntem aici? De ce ești aici împreună cu mine? Eu cu dumneata, noi toți, datorită bunătății lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, unul singur este bun. Cine este acela? La singular. Dacă este o credință, este un botez, este un singur Dumnezeu. Unul singur este bun. Binecuvântat să fie Domnul. Și bunătatea lui a ajuns la dumneavoastră. Bunătatea lui a ajuns și la mine. Bunătatea lui încă mai caută să colinde, încă mai caută să atingă, încă mai caută să schimbe inimi. Slăvit să fie numele Domnului. Bunătatea lui Dumnezeu în această seară prețuiește mai mult decât viața. Bunătatea lui Dumnezeu în această seară, vreau să vă spun, se noiește. De ce se noiește bunătatea lui Dumnezeu în fiecare zi? Pentru că noi cădem în fiecare zi. Și Dumnezeu vrea să te ridice, Dumnezeu vrea să mă ridice, binecuvântat să fie numele Lui. Își înnoiește bunătatea în fiecare zi, ca El să te ridice, ca El să te binecuvinteze. Glorie Domnului! De ce bunătatea lui Dumnezeu? Vreau să vă spun că bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință. Nu vezi tu, frate Gelu, frate Nelu, frate Ionel, nu vezi tu, omule, cu alte cuvinte, că bunătatea, cine în această seară s-a oprit în dreptul tău și al meu? Bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la metanoia, la pocăință, la schimbarea minții ne îndeamnă Dumnezeu. Și zic, Doamne, ajută-ne să ne apropiem mai mult de Tine. Bunătatea lui Dumnezeu, spune cuvântul în alt context, așa de frumos în Psalmul 92 ne vorbește că dimineața vestesc bunătatea ta. Și ce facem seara? Ce facem când vine seara? Vestim credincioșia lui Dumnezeu. Dimineața vestesc bunătatea ta. Adică o luăm înaintea zorilor și vestim celor din jur, din stânga, din dreapta, la muncă, la serviciu, în călătorie, la plecare, la venire, vestim bunătatea lui Dumnezeu. Îmi place așa de mult tabloul acesta în care Domnul Iisus Hristos vine cu bunătatea lui Dumnezeu spre tine și spre mine. Bunătatea lui Dumnezeu care te caută încă din grădina Edenului când s-a rupt părtășia, Dumnezeu îl caută pe Adam. Dumnezeu vine spre Adam și spune, cu alte cuvinte, bunătatea îl caută pe Adam. Adame, unde ești? Adică eu sunt bun, tu ai căzut prin neascultare. Dar uite, eu vin spre tine, bunătatea mea te caută. Adame, unde ești? Se datorează bunătății lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Bunătatea lui Dumnezeu, vreau să vă spun, poruncește inimii noastre să bată. Bătăile inimii sunt ritmice și aritmice, adică bătăi egale și inegale. Și la un moment dat inima ia o pauză, inima bate și urmează o pauză, după care inima din nou își reia bătaia. Și atunci, în pauza aceasta, Dumnezeu stă să uită la tine, să uită la mine și inima întreabă pe Dumnezeu să mai bat o dată, să-mi iau din nou curtul și să mai bat o dată, să mai pulsez o dată. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, să uită la grupul Domnului, este aici. Să uită la noi toți
și spune mai bate o dată slăvit să fie numele Domnului. Eu sunt aici împreună cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți împreună cu mine, pentru că Dumnezeu a spus inimii noastre mai bate o dată slăvit să fie numele Domnului. Asta e bunătatea lui Dumnezeu. Asta e dragostea lui Dumnezeu. Iisus vorbește de bunătatea lui, slăvit să fie numele Domnului. Ce înseamnă asta? Vreau să vă dau un exemplu. Se spune într-o împrejurare, o biserică a fost construită lângă undeva departe unde era o fabrică și biserica nu avea parcare. Și păstorul a vorbit cu patronul din firma respectivă ca să îi lase să-și parcheze mașinile acolo în parcarea respectivă, la firma respectivă, pentru că ei nu aveau sâmbătă, duminica, nu aveau program și spune, uite, lasă-ne, te rugăm frumos ca să parcăm mașinile noastre la dumneavoastră în parcare. La care patronul firmei a fost de acord și le-a spus, o singură duminică din an nu vă lasă parcați mașinile. Repet, o singură duminică din an nu vă lasă parcați mașinile. La care păstorul a întrebat, de ce nu putem parca și în acea duminică? Și patronul a spus așa de frumos, așa de elegant, a spus pentru că, ca să vă aduceți aminte că parcarea nu e a voastră. O singură duminică pe an nu i-a lăsat să parcheze mașinile ca să-și aducă aminte că parcarea nu este a lor. Ce înseamnă asta? Adică nu este parcarea lor. Ce înseamnă asta când Dumnezeu îngăduie încercarea să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu, să ne aducem aminte de dragostea lui Dumnezeu. În tot anul poate merge bine, poate merge mai puțin bine, dar poate Dumnezeu îți încearcă credința. Și Dumnezeu îți încearcă credința pentru că El dă și izbăvirea, dă și binecuvântarea, dă și biruința. Dumnezeu îți încearcă credința. De ce? Ca să ne aducem aminte că El este Dumnezeu. Aleluia! Să ne aducem aminte că El este Tatăl nostru, este Mântuitorul nostru, binecuvântat să fie Domnul. Al doilea gând care îl desprindem din tabloul acesta prezentat de Marco, merge mai departe cu un verset, versetul 19, pe care aș dori să-l recitesc și spune așa de frumos cuvântul lui Dumnezeu, cunoști poruncile? Să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Iisus, dacă în primul gând venea și prezenta bunătatea lui Dumnezeu, în al doilea rând, în tabloul acesta, Iisus prezintă 6 din cele 10 porunci. Dacă le numărăm, găsim 6 porunci în versetul 19. Ce înseamnă asta? Când te gândești la cele 10 porunci, te gândești la Exod 20, pentru că acolo încep poruncile lui Dumnezeu și se termină cu Deuteronom. Când te gândești la poruncile lui Dumnezeu, vedem aici în textul acesta că vine doar cu 6, adică cele care au legătură cu relația, primele 4 ține de Dumnezeu. Și vom vedea pe parcurs că tânărului bogat îi lipsea o poruncă, îi lipsea prima poruncă. Era inima lui lipită de ceva și Dumnezeu, Hristos îi spune așa de frumos să se dezlipească și să-L urmeze pe El. Lipsea o poruncă din viața tânărului bogat. Avea inima lipită din prima poruncă, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. Dar haideți să ne uităm puțin la versetul acesta, versetul 19, care are de-a face pe orizontală cu cele 6 porunci. Are de-a face cu mine, are de-a face cu dumneavoastră și îmi place așa de mult de Domnul Iisus Hristos. Cele 10 le rezumă Noul Testament la 2. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Asta spune Domnul nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Ne cheamă la iubire și dacă ne-am oprit în această seară fiecare în dreptul nostru, să dăm examen, să ne analizăm în tribunalul conștiinței, tribunalul minții. Care este testul iubirii? Cine mă iubește, spune cuvântul, păzește. Cine mă iubește, păzește cuvântul meu. Este important cum intrăm în lucrare, dar cel mai important este cum ieși din lucrare. Cel mai important este sfârșitul alergării noastre, cu alte cuvinte. Cine mă iubește, păzește, slăvit și binecuvântat să fie Domnul.
Cine mă iubește, mă caută, cu alte cuvinte. Cine mă iubește are părtășie cu mine, părtășie pe verticală cu cerul și părtășie pe orizontală unii cu alții, slăviți să fie numele Domnului. Tânărul le-a știut, tânărul le-a păzit, tânărul le-a învățat, tânărul le-a cunoscut, tânărul le-a trăit. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iisus l-a iubit așa de mult. Iisus l-a scanat, Iisus i-a făcut radiografia, Iisus i-a făcut remene, uitați-vă în versetul 21, s-a uitat țintă la el. Iisus să uită țintă la tine, să uită țintă la mine. S-a uitat Dumnezeu la Agar și a văzut-o când plângea în pustie, a rămas fără apă. S-a uitat Dumnezeu la văduva Hristos, ucenicii, când a dat doi bănuți. S-a uitat. El să uită la mine, să uită la tine, să uită la noi tot. El ne cunoaște, ne analizează, ne face radiografia și salmistul spune, încearcă-mă și cunoaște-mă. Uitați ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul nostru Iisus Hristos. Și nu numai, despre tânărul acesta care a știut poruncile. Și acum ne oprim puțin la noi. Cunoaștem noi poruncile? Dacă nu citim ce să păzim, dacă nu trăim, dacă nu știm ce să trăim, este foarte important. Dacă nu cunoaștem ce să trăim, ce să iubim, oamenii, pentru că oamenii se uită la noi, este foarte important. Trebuie să le știm, trebuie să le memorăm, trebuie să le învățăm și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. În Vechiul Testament ne spune cartea Iosua 1:8 așa de frumos, cartea aceasta legii, adică Vechiul Testament, cartea aceasta legii, Vechiul Testament, Tora și nu numai, Pentateu, primele 5 cărți ale Scripturii din Vechiul Testament, din cele 39, vorbește despre cartea aceasta. Să nu se depărteze de gura ta. Și atunci ce să trăiești? Ce să vorbești? Dacă eu nu citesc, eu nu știu, eu nu memorez. Domnul Iisus Hristos l-a iubit. Vrei să te iubească Domnul Iisus și pe dumneata? Eu vreau să mă iubească Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă, în Ieremia spune, când am auzit cuvântul tău, l-am înghițit. L-am înghițit. Asta înseamnă dragoste. Asta înseamnă iubire. Asta înseamnă părtășie, mireasa stă lângă mire, noi stăm lângă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că la început a fost cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, slăvit și binecuvântat să fie numele Lui. În Noul Testament spune așa de frumos, 2 Timotei 3:16, ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu că toată Scriptura, adică nu cele 39, nu numai Vechiul Testament, toată Scriptura, cele 66 de cărți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Toată Scriptura este infailibilă, toată Scriptura este fără greșeală, este fără cusur, toată Scriptura este revelația lui Dumnezeu. L-a iubit Domnul Iisus Hristos și uitați care este testul iubirii. Vrem să ne iubească Iisus Hristos, dar noi nu deschidem Biblia. Vrem să ne iubească Iisus Hristos, dar noi nu citim cartea. Vrem să trăim ca Domnul Iisus Hristos, dar noi nu ne apropiem de El. Și seara zilei de astăzi zic, Doamne, iartă-ne în sensul acesta. Iartă-ne, Doamne, și dă-ne putere să ne apropiem mai mult de Tine. Uitați răspunsul tânărului. Toate acestea le-am păzit din tinerețe. Toate acestea le-am păzit din tinerețe. Se transmitea cuvântul pe cale orală, din gură în gură și oamenii învățau, oamenii meditau, dar mai mult decât atâta, unii trăiau slăviți și binecuvântați să fie numele Domnului. Oare în această seară noi nu ne regăsim? Avem nevoie de viață, avem nevoie de putere, avem nevoie de Duh, dar nu ne apropiem de putere, nu ne apropiem de Hristos. Zice, voi veți primi o putere, care noi? Noi cei prezenți, voi veți primi o putere și veți fi martori, acolo unde Dumnezeu a rânduit, acolo unde Dumnezeu ne-a răspândit, voi veți primi o putere. Putere în limba greacă înseamnă dunamis. Voi veți primi o putere și veți fi martori. Adică să uită oamenii la mine, să uită la dumneavoastră și văd că noi umblăm cu Iisus, văd că noi trăim ca Iisus, văd că noi ne îmbrăcăm. Văd că vorba ne dă de gol, ca și Iisus Hristos. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Al treilea gând pentru noi în această seară din tabloul acesta, versetul 21. Uitați ce frumos răspunde la ce face Iisus. Uitați-vă gândul acesta în care ne vorbește despre Iisus Hristos care se uită la mine, la dumneavoastră și își prezintă iubirea. Versetul 21. Iisus s-a uitat încă la el, l-a iubit, i-a zis, îți lipsește un lucru. Tu te devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă. Ce înseamnă asta? Că Iisus se uită la noi, la unul fiecare în parte, slăvit să fie numele Domnului. Iisus îl apreciază, spune că l-a iubit, după ce l-a scanat, s-a uitat la el. Iisus l-a iubit, pentru că Iisus este omniștient. Știe când stai jos, când te ridici și de departe îți pătrunde gândul. Știe când erai un plod în pântecele mamei tale și ale mamei mele. Știe înainte ca noi să ajungă cuvântul pe buzi, el îl cunoaște în totul. Înainte ca noi să fi trăit vreuna din zile, el mă cunoștea și te cunoștea. Acesta este Domnul nostru. Știe cum te cheamă. Binecuvântat să fie numele Lui. Știe ce ai în minte, știe ce ai în inimă, știe ce ai în buzunar. Știe ce se ascunde în spatele casei, în spatele costumului, în spatele baticului, știe ce se ascunde în spatele mașinii, știe ce se ascunde în spatele grupului. Domnul este aici. Iisus te cunoaște. Iisus mă cunoaște. Chiar dacă noi vrem să apărăm sau vrem să ne dăm drept alții, să uite la tânărul bogat și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a iubit, slăvit să fie numele Domnului. În seara zilei de astăzi, vrei să fie pentru tine și pentru mine o seară a iubirii? Uitați ce frumos, l-a iubit, aleluia! Când vorbim de iubire, vreau să vă spun, nu putem să nu trecem prin dealul Căpățânii, în dealul Golgotei. Nu putem să nu ne oprim la versetul de aur din Scriptură, din Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, slăvit să fie numele Domnului, încât l-a dat pe Hristos ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus îi vorbește de chemare, Iisus îi vorbește de iubire, binecuvântat să fie numele Domnului. Îi vorbește pentru că lui mai lipsea una singură. Oare nouă câte ne lipsesc în această seară? Dacă ne-am analizat, dacă ne-am verificat din toate punctele de vedere, din punct de vedere al Scripturii, din prisma Scripturii să ne oprim și să luăm Scriptura cel mai bun proroc și să ne verificăm, în Scriptură, în cele 66 de cărți. Adică să ne uităm în televizorul acesta, avem 66 de canale, putem să ne uităm în dreptarul lui Dumnezeu, putem să ne uităm în Scriptură și să vedem câte lucruri ne lipsesc nouă. Lui îi lipsea unul singur. Îi lipsea unul singur, să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine. De ce? Că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu gelos. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu, este un foc mistuitor. Dar Dumnezeu nostru este și bun. Ne-am făcut de lucru cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Uitați-vă ce frumos vorbește cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el avea o problemă și cu alte cuvinte spune: alo, omule, zice, tu ai o problemă, dar eu sunt soluția. Tu vrei să viața veșnică, viața veșnică este înaintea ta, este în fața ta. Eu sunt viața veșnică. Pentru că și-a atribuit numele și spunea, eu sunt calea, adevărul și viața. Și dacă ai adevărul, ești pe o cale bună, în drum spre viața veșnică, binecuvântat să fie numele Domnului. Uitați-vă, omul acesta spune, toate acestea le-am păzit din tinerețe. Oare noi putem spune lucrul acesta? Dumnezeu să ne ajute, pentru că la o anumită vârstă să spunem și noi, toate acestea le-am păzit, adică am ascultat de Dumnezeu. Este foarte important, pentru că drumul tău, drumul meu într-o zi se va termina. În primul rând, este foarte important în drumul acesta să știm cine ne vorbește. Este foarte important pe drumul acesta să știm cine ne folosește, adică a cui lucrări fac, mă verific din punct de vedere al Scripturii. Pe drumul vieții este foarte important să știm unde se termină drumul.
Drumul tău se va termina cu sau fără Dumnezeu. Drumul tău se va termina mai repede sau mai târziu. Dar este foarte important câte ne lipsesc nouă. Haide să ne apropiem mai mult de cuvânt. Haide să înțelegem că nu mai este mult. Noi fiecare zi nu ne apropiem de groapă, nu ne apropiem de mormânt, ci ne apropiem de cer, ne apropiem de Hristos, ne apropiem de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Seara zilei de astăzi este o seară în care suntem mai aproape de Domnul, slăvit să fie Domnul. La Domnul este dor de noi. Nouă ne este dor de Domnul. S-a dus să-ți pregătească un loc ca dumneata și eu să fiu acolo. Ca dumneata și eu să locuim împreună. Ca dumneata și eu să fim vecini. Binecuvântat să fie numele Domnului. Dacă încălcai una din porunci, încălcai toată legea. Hristos a născut sub lege ca să împlinească legea. Lui lipsea una. Nouă cu siguranță ne lipsesc mai multe. Dar în această seară vine cuvântul lui Dumnezeu, siguranță iertării 1 Ioan 1:9 și spune: dacă ne mărturisim, dacă recunoaștem că avem goluri, dacă recunoaștem că suntem falimentari, dacă recunoaștem că fără Dumnezeu suntem egal zero, dacă recunoaștem că avem nevoie de Dumnezeu, legea a fost dată ca ei să înțeleagă că sunt dependenți de Dumnezeu. Ei nu puteau fără Dumnezeu. Și zic, Dumnezeu să ne dea putere. Dumnezeu să ne dea putere să înțelegem, să ne mărturisim păcatul. Cine își mărturisește capătă propășire. 1 Ioan 1:9 vine și spune despre siguranța iertării. Dumnezeu vrea să te ierte, Dumnezeu vrea să mă ierte. Chiar dacă îți lipsește una, chiar dacă îți lipsește două, chiar dacă îți lipsește mai multe, verificându-ne din punct de vedere al Scripturii, dacă suntem sau nu suntem pe o cale bună. Salmistul spune așa de frumos în Psalmul 1 cu versetul 6, Dumnezeu cunoaște calea celor neprihăniți. Dar calea păcătoșilor, ce cunoaște Dumnezeu? Calea celor neprihăniți. Adică dacă ne lipsește una, două sau mai multe, dacă suntem sau nu suntem pe o cale bună, ce cunoaște Dumnezeu? Adică Dumnezeu este omniștient? Adică Dumnezeu se uită la mine și la dumneata? Da, Dumnezeu cunoaște calea celor neprihăniți. Dar calea păcătoșilor duce la ire. Mergem mai departe și vedem iubirea lui Dumnezeu, pentru că Iisus, aici spune versetul 21, s-a uitat țintă la El și l-a iubit. Asta înseamnă că iubește păcătosul, mă iubește pe mine, vă iubește pe dumneavoastră. Dar în schimb urăște păcatul care pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Iisus ne iubește, ne iubește pe toți, pe fiecare în parte. Poetul de cântare vine și spune: Iisus iubește copiii, Iisus iubește părinții, Iisus iubește bunicii, Iisus iubește grupul, Domnul este aici. Iisus mă iubește pe mine, te iubește pe dumneata. Ce face Iisus în această seară? Cu mine, cu dumneavoastră, Iisus ne iubește pe toți, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. De ce mă iubește pe mine, pe dumneavoastră? Roman 3:23 spune că toți au păcătuit de la Adam, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Adică vedem aici păcatul adamic și spune cuvântul, în păcat m-a zămislit mama mea. Nu cu păcat, e o diferență. În păcat m-a zămislit mama. Adică suntem păcătoși, avem nevoie de iertare. Există două tipuri de păcătoși, iertați și neiertați. Dar în această seară nu vreau să vorbesc despre ei. Vreau să vorbesc despre iubirea lui Dumnezeu. Iubirea care ne-a cuprins, iubirea care ne-a dus în această seară împreună și ne-a pus unul lângă altul, lângă Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Ce înseamnă asta? O iubire fără margini. Ce înseamnă asta? Înseamnă Ioan 3:16, binecuvântat să fie numele Domnului. Noi știți cum iubim noi? Noi suntem limitați la ceea ce se vede. Noi ne uităm la costumul fratelui, ne uităm la funcție, la poziție, la fața omului. Dar spune cartea Samuel așa de frumos că Dumnezeu să uită la inimă. Dumnezeu să uită la inima ta și la inima mea. Și în această seară este foarte important să înțelegem cum vom pleca din prezența lui Iisus Hristos. Tânărul căuta ceva. Ce căutăm noi în această seară? Am văzut bunătatea, am văzut poruncile, am văzut iubirea,
și merge mai departe pentru că vreau să mai desprinde mâncă un gând, dar până atunci iubirea ne vorbește despre iubirea lui Iisus Hristos, ne vorbește despre o căutare, binecuvântat să fie numele Domnului. Adică Hristos nu se schimbă, Hristos nu schimbă iubirea. Oamenii se schimbă, sentimentele se schimbă, grupurile se schimbă, anotimpurile, dar Iisus nu schimbă iubirea, slăviți să fie numele Domnului. Mă uit la băiatul meu cel mic, Lucas, și zic, îl întreb, Lucas, ce este iubirea? Și Lucas se uită la mine și răspunde, eu sunt iubirea. Aleluia! Să uită Dumnezeu la noi în această seară, să uită și la tânărul bogat. Știți cum face Dumnezeu cu mine și cu dumneavoastră? Noi întrebăm, Doamne, ce este iubirea? Și Dumnezeu îi spune tânărului bogat, îmi spune mie, spune ție, eu sunt iubirea. Adică atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat, a dat pentru tine și pentru mine, a dat pentru iubire, că dumneata ești iubirea. Slăviți să fie numele Domnului. Vreau să vă dau un exemplu, ilustrație cu doi frați. Doi frați de corp, ca să înțelegem ce este iubirea. Se spune că un frate punea ciocolata tot în același loc. De ce? Ca fratele lui să o ia. Nu ascundea ciocolata. Punea ciocolata într-un loc, fratele lui mergea, lua ciocolata, o mânca. Și fratele lui nu făcea altceva decât să arate iubirea. Tot timpul punea ciocolata în același loc. Asta înseamnă să nu fii zgârcit, asta înseamnă să ai iubire față de fratele tău, să ai iubire față de semenul tău, să pui ciocolata tot timpul acolo în același loc, să știi că vine fratele tău și te-o ia, să știi că vine fratele tău și te-o fură, să știi că vine fratele tău și o mănâncă, da! Asta înseamnă iubire, slăviți să fie numele Domnului, adică noi să fim totdeauna în același loc, să punem cântarea, să punem poezia, să punem mesajul, să punem iubirea. De ce? Ca oamenii să intre, ca oamenii să vadă, ca oamenii să fie atinși. De cine? Nu de noi, de Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Asta este iubirea. Iubirea te caută. Iubirea s-a oprit în dreptul orbului Bartimeu și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? S-a oprit în seara zilei de dreptul nostru, pentru că iubirea are întrebări. Adame, unde ești? Este o întrebare. Orbul Bartimeu, ce vrei să-ți fac? Este o altă întrebare. Iubirea se oprește în dreptul tău. Iubirea te întreabă. Iubirea te bagă în seamă. Iubirea își face timp pentru tine. Iubirea te ascultă. Și mai mult decât atâta, iubirea te binecuvintează. Slăviți să fie numele Domnului. Mă bucur că Domnul iubește grupul. Domnul este aici. Și îmi place așa de mult iubirea lui Dumnezeu. Pentru că dacă ar fi să vorbim despre Ioan 3 cu 16, vedem acolo un Dumnezeu mare oferă o iubire mare, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Un Dumnezeu mare în versetul acesta, dacă îl împărțim în patru, vedem iubirea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu oferă a doua iubire, a doua dragoste, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, a doua iubire, încât a dat, a dăruit, l-a dăruit pe Hristos. Și este frumos să ai mașină, casă, teren, dar cel mai frumos este să-L ai pe Iisus în inimă, slăviți să fie numele Domnului. Un Dumnezeu mare oferă în seara zilei de astăzi, nu numai un cuvânt mare, că El este cuvântul, oferă o iubire mare, un dar mare. Un Dumnezeu mare oferă o asigurare mare în baza credinței. Cine crede în El are viață veșnică. Adică pot să-mi asigur viața veșnică? Tânărul căuta viața veșnică, căuta să-și asigure sufletul, îl căuta pe Iisus Hristos. Și vine Dumnezeu în Ioan 3 cu 16 și spune, uită-te, în baza credinței poți să-ți asiguri sufletul. Cine crede are viață veșnică. Adică poți să-mi asiguri mașina, casa, terenul, mâinile, picioarele? Da, dar în seara zilei de astăzi poți să-ți asiguri ce? Sufletul. Asta înseamnă iubire fără margini. Și al patrulea gând din Ioan 3 cu 16 ne vorbește despre un Dumnezeu care oferă o promisiune mare. Și promisiunea este răspunsul la întrebarea tânărului. Ce să fac să moștenesc viața veșnică? Cine crede, are. Asta e promisiunea. Cine crede, are. Are. Ce are?
are viață veșnică. Și ceea ce spune Dumnezeu, ceea ce promite Dumnezeu, se împlinește. Scriptura e împlinită mai mult de 50%. Se spun mari teologi undeva de 70, 80, 90, mergem în partea aia, Scriptura se împlinește sub ochii noștri. Auzim de vești de război, auzim de calamități, auzim de cutremure, vedem că Domnul nostru vine, auzim pașii Maranata, pentru că nu mai este mult, dar El este în iubirea Lui. Bun, cu tine și cu mine, ca toți oamenii să vină la cunoștința adevărului, ca toți oamenii să vină la mântuire, ca toți oamenii să vină la binecuvântare, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. În partea a doua, versetului 21, mă duc pentru că nici timpul nu ne așteaptă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în partea versetului 21, ultima parte despre chemare, spune, apoi vino, ia crucea și urmează-mă. O chemare generală pentru toți oamenii. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Eu vă voi da o dignă. Și se vorbea la început despre har și pace. Este important să avem pace. Într-o lume a războiului, într-o lume a îngrijorării, Dumnezeu ne cheamă să nu ne îngrijorăm, ci să ne îngrijim, să căutăm mai întâi împărăția. Și restul lucru Dumnezeu ni le dă pe deasupra. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Asta înseamnă să te apropii de El, să-L urmezi pe El. Cum? Cu prioritate. Cum? Dintr-o inimă sinceră și curată. Cum să-L urmezi pe Hristos? Cu devotament. Și zic, Doamne, ajută-ne în sensul acesta. Ia crucea și urmează-mă. Cruce nu înseamnă două lemne. Cruce înseamnă moarte și suferință. În fiecare zi să mori față de păcat. Și în fiecare zi, spune Scriptura, să suferi de dragul Lui. Suferință și moarte. A suferit pentru mine și pentru dumneavoastră și și-a luat crucea și s-a dus în dealul căpătânii. De aia am spus, când vorbim de iubire, nu putem să nu trecem pe la Golgota. Nu putem să nu vedem tabloul din dealul căpătânii. Nu putem să nu vedem dragostea lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul. Zice, du-te, vinde tot ce ai de la sărași și vei avea o comoară în cer. Ce înseamnă asta? În această seară este o provocare pentru grupul Domnul este aici. Adică dezlipește-te, desparte-te, rupe-te de ceea ce te leagă, de ceea ce te lipește și apoi vino și urmează-mă. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să-L urmăm pe El. Dumnezeu să ne binecuvinteze ca să poruncim legăturilor să se rupă, să cadă. În numele lui Iisus Hristos avem această autoritate. Dacă știi cine ești în Hristos, dacă știi puterea rugăciunii, dacă știi la ceea ce Dumnezeu te-a chemat, avem autoritate. Pentru că ceea ce este în mine, ceea ce este în dumneavoastră, este mai tare. Și Dumnezeu, Hristos spune, tu te dă, apoi vino și urmează-mă. Adică să n-ai alt Dumnezeu în afară de mine. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu-ți faci chip oplit, să nu-i numele Domnului în deșert, să-ți aduci aminte de ziua de odihnă și să-ți cinstești. Cele patru care au de-a face pe verticală cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăbit și binecuvântat să fie numele Domnului. Un Dumnezeu care ne-a chemat la viață, un Dumnezeu care ne-a chemat la iubire, un Dumnezeu care ne dă putere, slăbit să fie numele Domnului. Ești gata să plătești prețul? El a plecat întristat. Dumneata poți să pleci plin de bucurie. În încheiere se spune că Nicolae Iorga spunea așa de frumos că arta trăirii nu constă în a trăi, ci a ști pentru ce trăiești. Nu e important pentru ce ai trăit până acum, pentru până în seara zilei de astăzi. Este important pentru ce alegem să trăim de aici încolo. Pentru că famenul etiopian a plecat plin de bucurie. În comparație cu tânărul bogat care spune Scriptura, versetul 22, uitați-vă, este cuvântul lui Dumnezeu, mâcnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe bogății, a plecat întristat. Să fim prezența lui Hristos în această seară, ar fi o pierdere de timp să pleci întristat, să pleci nemântuit, să pleci fără iubire. Iubirea era înaintea lui și nu știa ce este iubirea. Iubirea era înaintea lui Pilat, adevărul, și spune, ce este adevărul? Adevărul este în fața noastră. Adevărul este în casa noastră. Trebuie doar să-l citim, doar să deschidem cartea, doar să ne apropiem de el și să-i simțim iubirea.
Singurul autor care își iubește cititorul, singurul autor care este prezent atunci când îi citești cartea, slăbit și binecuvântat să fie numele Domnului. Alegerea aparține fiecăruia. Mă opresc aici. Vei alege în această seară iubirea sau vei pleca întristat? Puneam întrebarea la titlul din seara zilei de astăzi, la gândurile noastre, la tabloul acesta. Ce cauți în seara zilei de astăzi? Ce ai venit să vezi? Sau ce urmărești? Sau ce obiective ai? Sau care-i scopul dumneavoastră? Scopul tânărului bogat este să aibă răspuns la întrebare. El avea întrebarea, căutați ceva, ce să fac să moștenesc? Iubirea este în mijlocul nostru. Iubirea este pe grupul Domnului, este aici. Și zic, dacă iubirea este aici, haideți să ne bucurăm de ea. Amin.